Bun găsit, dragi telespectatori! Iată că avem un invitat special, spun acest lucru pentru că de foarte mulți ani de zile ne cunoaștem și am un respect deosebit față de el. Este vorba despre Marius Dinu. Sărună, bine v-am regăsit iar, că n-am mai venit o perioadă lungă. Așa este, nu ne-am văzut cam de mult timp, de aproape un an. Așa este, un an și ceva. Știu că ai avut foarte multe treburi, de aceea n-ai reușit să ajungi la emisiune, dar de acum încolo ai promis că vei veni în permanență. De acum încolo sunt de bază aici. Ai pregătit ceva piese noi? Că de asta ai și stat mai mult. Da, am pregătit acum un album care o să fie și cu soția mea și cu un prieten bun, Iulian Dumitrache. Și acum am o piesă, am făcut-o instrumentală, tot așa banat, ne place nouă. Am înțeles că tu ai și un studio, nu? Da, lucrez, am și studio meu și lucrez și cu Danezu. Am înțeles. Prietenul nostru. Muzică populară? Orice gen. Orice. Orice gen. Ca de obicei. Ca de obicei, normal. De acum încolo o să vii la emisiune la mine, cum normal. Am colaborat noi acum mulți ani, formația de bază a emisiunii, da? De bază, da? Tot aici, sunt prezent. Promit? De acum încolo, promit. Adevărul e că noi ne-am înțeles foarte bine și întotdeauna au ieșit emisiunile super. Super, corect. Am și distrat, am și muncit. Am fost și la petreceri, peste tot. Așa este. În rest, ce mai faci tu? Cum ești? Bine? Sunt bine. Am avut și perioada asta care n-am mai fost pe nicăieri. Acum sunt bine. Am studioul meu cu soția mea, fac piese mai multe. Eu zic să începem să cântăm... Să cânti instrumentala ta, normal. Și apoi o să vorbim și cu soția ta, normal, da? Normal. Hai să începem să cântăm. Ascultați ce vă spun eu, uitați-vă la Taleșor. Cornelia-i lângă tine, uită-te să te simți bine. Ascultați ce vă spun eu, uitați-vă la Taleșor. Eu n-am fac pentru lovelă și ți-am cântat din plăcere.